În urmă cu un an de zile, viața Marcelei Fota avea să se schimbe pentru totdeauna. Cântăreața de muzică populară avea să rămână fără sufletul ei pereche, bărbatul care a făcut un copil și alături de care se vedea până la finalul vieții. Pe 28 decembrie 2020, acesta și-a dat ultima suflare în urma unui infarct, iar cântăreața a privit cu durere cum medicii încercau să facă tot posibilul să-l readucă la viață. Din păcate, eforturile lor au fost în zadar, iar soțul vedetei a fost declarat decedat. A urmat o perioadă cruntă pentru cântăreață și fiul ei, iar artista cu greu a putut să ia viața din nou de la zero și să treacă peste tragedia vieții sale. Astăzi a publicat o fotografie alături de soțul ei, ultima imagine cu el înainte să moară, iar ea a ținut să adauge în descrierea fotografiei o inimă ruptă, fiind distrusă de dorul bărbatului iubit. La mai multe săptămâni de la decesul bărbatului ei, Marcela Fota a făcut mărturisiri dureroase într-o emisiune TV despre felul în care a murit partenerul ei de viață. Cântăreața a spus că pentru ei doi începea o zi normală, dar ulterior totul s-a transformat într-o mare tragedie. Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normală, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întors singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite, mărturisea Marcela Fota. Soțul artistei a decedat la scurt timp distanță, chiar în timp ce aștepta să facă mai multe tranzacții la serviciul de taxe și impozite din Craiova. Cântăreața se afla la un etaj mai sus și a mers într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat.